Capitolul 2. Carnea de porc era prăjită încet în sobe făcute în pământ. Lemba vedea doar fumul și simțea tot mai mult mirosul plăcut când se apropia de locul unde avea să se desfășoare această festivitate. Mirosul delicios o făcuse să-i lase gura apă. Peste aceste sobe făcute în pământ erau puse niște pietre mari albe. Acele pietre albe îi amintea despre Ordalia, focul din Evul Mediu, și despre cascadorii care, deși umblau desculți pe ea, nu și-arteau picioarele. Se gândea, nu mi-aș dori să pot umbla pe acele pietre și să nu mi-ar picioarele. Cascadorii nu și-ar picioarele. Mă întreb, cum o fac? Dacă nu este nimeni în jur, încerc și eu chiar acum. Deodată Lemba simți niște mâini calde pe umerii ei. O, Laniana, m-ai speriat! Nu te-am auzit venind, dar mă bucur foarte mult. Ai venit la această festivitate, vreau să știu multe lucruri. O să-mi povestești mult despre orașul unde locuiești, nu-i așa? Îmi place să aud despre ceea ce se întâmplă în Suva. Ați avut cumva de curând un spectacol cu cascadori? Cred că este extraordinar ca acei oameni să umble pe acele pietre fierbinți și totuși să nu-și ardă picioarele. Uneori mi-ar place să încerc și eu. Laniana a tras-o pe fetiță mai aproape de ea. De ce tremură, Laniana? Se întrebă Lemba. Vino, Lemba, să ne așezăm la umbră, departe de ceilalți, ca să putem vorbi. Despre cascadori, Laniana! Da, despre cascadori. S-au așezat și Laniana a început să povestească despre niște oameni care umblau pe pietre foarte fierbinți fără să-și ardă picioarele. Îi spunea cum cu o noapte înainte s-au închis toți într-o colibă fără a fi deranjați. Lemba, ei spun că vorbesc cu demoni. Lemba a râs. Dar mă întreb, ce vorbesc cu demonii? Lemba, dragă, Satan are mare putere, pentru că acești oamenii se închină, el nu lasă ca picioarele lor să se ardă. Dar, Lemba, Satan este un înșelător și într-o zi acestor oameni le vor părea rău că i s-au închinat. Și așa va fi cu toți cei care nu recunosc că sunt păcătoși și nu vor să-L primească pe Iisus ca salvator al lor. Poate că tu acum te întrebi ce înseamnă salvator. Salvator este cineva care te scapă dintr-o mare primejdie din care nu poți scăpa singur. Domnul Iisus a murit pentru păcatele tale tocmai ca să te scape din primejdie, adică de la moarte. El dorește mult ca tu să crezi în El și să-ți mărturisești toate păcatele prin rugăciune, părându-ți rău că le-ai făcut. El este gata să te ierte și să te facă un copil al Său. Oare Lemba dorea să fie salvată? Lemba a murmurat supărată. Laniana, eu nu vreau să încep din nou să-mi spui că eu sunt păcătoasă și că am nevoie de salvare. Eu nu sunt păcătoasă. Și nu vreau să mai vorbești de asta. Vreau să aud doar lucruri plăcute. Laniana, te rog. De fapt, eu sunt creștină, știu asta. Toți locuitorii din Fiji sunt creștini. O urmă de tristețe a apărut pe fața fetei. Dar, Lemba, nu trebuie să te întristeze aceste lucruri, ci să te facă mai fericită dacă ai fost decât ai fost vreodată. Dar nu este o fericire când îmi spui că Iisus a fost pironit pe cruce și a murit pentru mine. Nu am nimic de a face cu aceasta. Nu vreau să mai aud încă o dată despre asta. Te rog, Laniana, povestește-mi despre orașul Suva unde locuiești tu. Luând-o în brațe, Laniana a început să-i povestească. În marele oraș Suva sunt templele hindușilor, temple unde indienii se roagă idolilor. Femeile din India poartă eșarfe foarte frumoase cu care se învelesc. Știu că ți-ar place să vezi cum sunt îmbrăcați cei de la poliție. Poartă mânuși lungi, albe, care ajung aproape de cot, fustițe albe și, după cum știi, polițiștii sunt slujitorii reginei. Laniana, regina este frumoasă? Întrebă Lemba. N-am văzut-o niciodată, Lemba, dar oamenii spun că este frumoasă.
Are piele albă și în loc să-și pieptene părul de jos în sus, ca noi, ea îl pieptenă de sus în jos. Părul ei este foarte moale și Lemba, a continuat Laniana, cred că regina l-a primit pe Domnul Iisus ca mântuitor. Lemba, agitat, a continuat, spune-mi despre ceremonia în care s-a servit Iangona. Laniana a continuat, ei bine, săptămâna trecută a venit în Suva un om foarte important. Conducătorul orașului s-a așezat împreună cu acest om, a luat o rădăcină din plantă de piper, a amestecat-o cu apă rece și apoi a strecurat-o. Când a terminat, cineva luase acest amestec într-o coajă de nucă de cocos. În ritmul bătăilor de palme, el i-a oferit băutura numită Iangona prin acest ritual, arătându-i că este bine primit. Laniana, nu s-a îmbătat? A întrebat Lemba râzând. Nu, această băutură nu te îmbată. Simți doar că ți amorțește gura, iar dacă continui să bei, ai impresia că îți paralizează picioarele. În acel moment se anunța începerea festivității. Laniana cu inima încărcată și Lemba, fără griji ca întotdeauna, s-au grăbit spre acel loc.